În acest an, Acvaterm Râmnicu Sărat își propune să retraseze 70% din parcările de reședință din municipiu. Ne propunem în acest an într-un procent de 70%. Și de ce 70% și nu 100%? În toamna anului 2018 am reușit cam 30% să le retrasăm, astfel încât la această dată chiar sunt vizibile și sunt practicabile. Locuitorii cartierului Zona Pod au primit de ieri notificări prin care sunt înștiințați să-și mute mașinile din parcări pentru ca angajații Acvaterm să poată demara acțiunea de marcare. Ne luăm această siguranță, anunțând cetățenii pentru eliberarea locurilor, astfel încât să nu apară incidente de genul de a nu putea să trasăm și respectiv de a împiedica orice alt inconvenient, pentru că folosind această vopsea să nu afectăm un autoturism care este parcat pe locurile de parcare. Lucrările de retrasare a parcărilor de reședință vor fi extinse în curând și în alte cartiere ale orașului. De asemenea, reprezentanții Acvaterm intenționează să amenajeze noi locuri de parcare de domiciliu în funcție de lucrările de asfaltare pe care le va demara administrația domeniului public Râmnicu Sărat.